Primăria municipiului Târgu Jiu a finalizat reabilitarea sectorului de lactate din piața centrală. În perioada anilor trecuți am constatat că este nevoie de o reamenajare, o remodernizare a pieței centrale și a spațiilor care sunt folosite de producătorii din județul Gorj. Am început în 2021 cu piața de produse lactate, am modernizat acele spații și în momentul de față producătorii care vând în acea zonă sunt extrem de încântați de modul cum este pregătită piața de produse lactate. A urmat acel sector de flori care a fost modernizat zilele trecute și continuăm cu piața centrală. Marcel Romanescu a declarat că vor urma și alte schimbări în piața centrală. După data de 1 ianuarie, mesele din piața centrală vor fi puse pe alte poziții și vor fi scoase la licitație. Avem contracte cu toți cei care astăzi dețin mese în piața centrală și urmează ca în luna noiembrie, maxim în luna decembrie, pe baza unei licitații deschise, să fie atribuite noile mesele din pavilionul central. Vizat de modernizări și schimbări va fi și târgul Angro din zona Drăgoieni. În privința târgului Angro din Drăgoieni, am luat hotărârea ca de anul viitor să amenajăm acolo o platformă pentru toți producătorii care ajung în zona respectivă. Știți foarte bine că piața Angro de produse din zona Drăgoieni este solicitată și solicitată nu numai de către comercianții de pe raza județului Gorj, vin și de la Hunedoara, vin și din zona Severinului și considerăm că investiția pe care o vom face anul viitor cu societatea Edilitara este o investiție binevenită. Astăzi, din păcate, foarte multe din locațiile de acolo sunt amenajate pe compropriu și nu dau o imagine foarte bună pentru spațiu amenajat, pentru piața Angro. Primarul municipiului Târgu Jiu a mai declarat că adevărații producători sunt cei care vor avea prioritate la un loc în piețe, dorindu-se ca târgujienii să aibă acces mult mai ușor la produsele autohtone de calitate.